Ziua bună, cine e șeful cu lucrarea asta? Poftim? Cine este șeful cu lucrarea asta? Cine e proprietarul și șeful? Bun, ideea este în felul următor. Eu sunt custodele arii naturale protejate. Nu am nicio cerere pentru autorizație de pontoane sau construcții. Vă informez că este infracțiune și urmează să chem pe cei de la Garda de Mediu pentru infracțiune. Pentru începere de dosar penal. Da. Să luați legătura cu proprietarul și cu siguranță va fi studiat lămurii. Mai multe de atât, noi suntem... V-am adus la cunoștință cine este șef de lucrare și prin chestia aceasta vă informez și vă solicit acum să întrerupeți această lucrare. Dacă nu, cine este șeful acestei lucrări, după această informare, deci este și în formă înregistrată, își asumă răspunderea în mod direct. Da? Deci proprietarul va trebui să-mi facă dovada că are autorizație, dar nu știu să-mi fi cerut, da? Una la mână. Și al doilea lucru, cine execută lucrarea, va trebui să se poziționeze. Ori a făcut-o pe cont propriu, ori a făcut-o la cerere sub formă de contract din partea proprietarului, pentru a ști cu cine, în ce formă discutăm. Îmi puteți lăsa o carte de vizită ca să vă poată contacta? Deci este site-ul www. Nu, dumneavoastră, ca persoană. Eu sunt Adrian Georgescu. Eu sunt Constantin Turmac, custodele arii naturale protejate. Turmac, domnul Turmac, îmi pare bine și lăsați niște date, un telefon, ceva, ca să vă poată comunica. Să văd dacă găsesc acum la mine, că am plecat cu altă misiune sau cu altă destinație. Nu aveam asta în scop acum. Constantin Turmac. Și unde vă poate...